Dragile mele, uitați și farfuria mea de prânz. Deci v-am zis, am 3 zile de când încerc să fac acest program pentru slăbire. Este foarte ușor. Deci sunt 3 mese pe zi și 2 gustări. Acele primele două, deci dimineața, am să vă arăt mai târziu după ce obțin performanțe ceea ce iau dimineața. Deci dimineața un ceai și un produs care îl frulesc. Deci foarte, foarte gustos, foarte gustos. Și, bineînțeles, aloe vera care curăță organismul, curăță colonul, care e foarte minunat. Bun. Deci dimineața la gustare iau un baton de ciocolată proteic foarte, foarte gustos, care de asemenea îți dă foarte multă energie. La prânz, vedeți, la prânz mănânc bine. Mănânc bine, sățios, am făcut o salată din legume, deci roșii, castraveți, ardei, ceapă, cu un pic de ulei de măsline, deci folosesc. Deci nu pun uleiul de floarea soarelui, dispare uleiul de măsline și pot să mănânc și câteva măslinuțe. Sunt foarte gustoase. Cu pâine de secară, un grătăraș. Vedeți, am pus o pulpiță de pui și o bucățică de carne mică de porc, care nu este grasă, deci o bucățică micuță. Deci ai mai mult de poftă, să zicem așa. Pentru că bucățica de carne trebuie să fie cât palma, deci proporția. Ei, luând osul de pe această pulpiță și cu bucățica mică, deci o să fie cât palma. Pâinea din secară, vedeți, sau pâine neagră, integrală. Și a ieșit, dragile mele, un prânz minunat. Și apă, cât de multă apă. Deci trebuie să bem apă, 4 kg 200 de apă pe zi. Dar reușim, să știți, după masă, reușim chiar să bem acea apă cu multă plăcere. Ca să ne detoxifiem, să curățăm toate toxinele, toate bacteriile din colon. Uitați, mi-am pus și un pic de usturoi, pentru că mie îmi place foarte mult usturoiul. Și o să mănânc cu aceste două feluri de pâine cărnița și salata pot să mănânc așa fără pâine pentru că este foarte bună. Deci aici am un complex de toate, deci proteină, legume, de toate, fibre, deci de toate. Carbohidrați, am exact tot ceea ce îmi trebuie pentru masa de prânz. Este foarte ușor acest program și vedeți că prânzul este foarte sățios. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre. Pupici cu sclipici!